Într-unul dintre pasajele cele mai lungi din Noul Testament, referitor la slujba de prezbiter, Apostolul Pavel scrie Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Petru a formulat același lucru în felul următor Păstoriți urma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce observăm comun la această chemare a păstoririi, este în primul rând aspirația, dorința, libertatea. Păstorirea credincioasă cere o foame interioară după acest rol. Altfel, există posibilitatea eșuării lamentabile. Desigur, asta nu înseamnă că oricine dorește să fie un presbiter se și califică. Dar lipsa dorinței este o problemă. Păstorii și membrii adesea înțeleg greșit Biserica, privind-o prin lentilele afacerilor sau a organizațiilor. Este drept că bisericile comportă aspecte care țin de afaceri. bisericile folosesc contabili și bugete, au unele au angajați și dețin clădiri și proprietăți pe care trebuie să le asigure. Au diagrame și ținte privind lucrarea, au comitete, au statut. Acestea sunt părți ale vieții de congregație și trebuie gestionate bine spre gloria lui Dumnezeu. O biserică locală trebuie înțeleasă însă nu printr-o identitate organizațională, ci printr-o identitate a unui orga organism bine rânduit. Din capul locului trebuie să înțelegem că cea mai importantă trăsătură pentru un pastor nu este aceea de a avea uh, îndemânare în conducerea unei organizații. Chiar dacă abilitatea de cărmuire este parte din a fi un privegător al bisericii. Autorii Noului Testament pun un accent cu mult mai mare pe caracterul evlavios. Păstorii aflați sub autoritatea lui Isus trebuie să reflecte caracterul lui Isus. Așadar, ce este un păstor? Cuvântul din limba greacă, poimen, are sensul de păstor. Da, poimen poate să se refere la un cioban, în sens literal, precum cei de pe câmpiile din relatarea lui Luca, privind primul Crăciun, Totuși, termenul acesta face referire mult mai desea la Isus, bunul păstor. Așadar, un păstor este ca un cioban, iar păstorirea are sensul de îngrijire a unei turme. De aceea, nu este de mirare să vedem că termenul pastor, care vine din cuvântul latin pastor, înseamnă păstor. Noul Testament aplică aceste substantive și verbe asociate cu păstorul, deopotrivă imaginii mai largi a păstoririi, Noul Testament aplică aceste substantive și verbe asociate cu păstorul, deopotrivă imaginii mai largi a păstoririi, cât și a descrierii prezbiterilor și a lucrărilor. Pavel îi avertizează pe prezbiterii din Biserica din Efes în felul următor. Să ia seama la ei înșiși și la toată turma peste care Duhul Sfânt i-a pus episcopi. Dar cum rămâne cu slujitorii pe care Isus i-a dat ca daruri bisericii sale? Ei bine, Pavel numără apostoli, profeți, evangeliști și apoi păstori și învățători. Gramatica limbii grecești face clar faptul că păstori și învățători sunt împreună, descrind un singur rol sau o singură poziție. Așadar, păstorii Bisericii sunt în același timp învățătorii ei. Însă, această fațetă nu reprezintă punctul de interes uh, al acestui episod. Esența slujbei unui păstor este să îngrijească de membrii bisericii, așa cum ciobanii îngrijesc de oile lor. Ceștia sunt păstori aflați sub autoritatea lui Hristos, care îl slujește pe bunul păstor prin a conduce oile lui. Așadar, ce anume presupune păstorirea? Cum arată ea practic? Privind spre diferitele dimensiuni ale slujbei păstoririi, toate sunt cuprinse de mireasma turmei. În alte cuvinte, un păstor în mod inevitabil va mirosi a oaie. Câteva aspecte ale slujirii pastorale se pot înțelege prin lucrarea de hrănire, adică învățătură, protejarea turmei, prin echipare, prin supraveghere, relații, conducere, îngrijire, chiar și sacrificiu. Privind spre această paradigmă a ciobanului, mai exact spre această imagine bucolică, orice ne vom imagina, păstorul se găsește printre oile lui. El nu este plecat altundeva, el umblă în mijlocul animalelor, atingându-le și vorbindu-le. El le cunoaște pentru că trăiește printre ele. Drept rezultat, el, el ajunge chiar să miroasă ca ele. În Evanghelie îl descoperim pe Isus fiind constant printre oameni. Cu excepția perioadelor de rugăciune personală, se pare că Isus a petrecut tot timpul său în compania ucenicilor, ca și în mijlocul oamenilor. El i-a atins, i-a învățat și i-a pregătit pe oameni oriunde a mers. Bunul pastor nu doar că și-a dat viața pentru oi, ci și-a petrecut viața cu ele. Așa cum ciobanii trăiesc printre turmele lor și își cunosc oile, și așa cum Isus a investit, a investit timp în relația cu ucenicii lui, tot așa pastorii își petrec viețile alături de membrii Bisericii. Astfel, pastorii păstoresc oameni, nu proiecte. Un mod practic al dezvoltării rela relațiilor este prin ospitalitate. În ambele liste de trăsături ale prezbiterilor din epistolele lui Pavel, cer ca un bărbat care își dorește acest rol să fie ospitalier. De unde provine această subliniere a ospitalității? Ospitalitatea nu doar că dezvăluie inima generoasă și atitudinea de slujitor, dar ea demonstrează în același timp faptul că cel ce aspiră la calitatea de prezbiter Dorește să fie alături de oameni și caută modalități de a le spune bun venit oamenilor în viața sa. Un bărbat ospitalier va dori să trăiască printre oameni, dacă biserica îl desemnează păstor. Mai apoi, a, metafora păstoririi poartă implicații importante pentru lucrarea slujitorilor bisericii. În primul rând, ea sugerează că a, lucrarea celor care conduc biserica are loc în primul rând în. A, Relațiile acestora cu membrii Bisericii. Slujba de pastor are mai mult de a face cu oamenii decât cu programele. Însă, metafora păstoririi nu ne spune doar care este locul în care păstorii își desfășoară slujba, anume relațiile, ci ea ne spune și motivul acesteia. De ce să petreacă păstorii sau pastorii timp cu membrii Bisericii și să-și deschidă viețile reciproc? Ce încearcă ei să obțină? O implicație revoluționară pentru modelul păstoririi este aceea că pastorii slujesc cu scopul de a crește pe membrii bisericii. De a crește către maturitatea creștină. Privind spre imaginea aceasta bucolică, spre Păstorul care își face zilnic treaba printre oi, hrănind turma, conducând oile de-a lungul văii, protejându-le de animale sălbatice, îngrijindu se de uh, piciorul inf infectat al uneia sau căutând vreun mier rătăcit, ne întrebăm de ce face păstorul aceste lucruri? Care este scopul sau obiectivul lui? Bine, scopul este să crească oile către maturitate. Păstorul trudește zi după zi pentru a produce oi sănătoase, mature care se multiplică. Nu au oare pastorii același obiectiv? Pastorii lucrează din greu în relație cu membrii bisericii pentru a-i ajuta să crească în Isus. Ei predică, se roagă și slujesc așa încât frații și surorile lor să îl cunoască tot mai mult pe Isus, Să asculte cu mai multă credincioșie și să reflecte mai clar caracterul lui. Atât la nivel individual cât și în calitate de familia bisericii. Mai mult, credincioși sănătoși și maturi se multiplică spiritual atunci când uh, spun evanghelia altora și îi ajută pe alții să crească în Hristos. Atunci când pastorii își împlinesc bine slujba, credincioșii nu mai sunt copii, plutind în coace și în colo, purtați de orice vânt de învățătură. Pastorii ar trebui să se străduiască să spună precum apostolul Pavel: pe el îl propovăduim noi, adică pe Isus și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om de săvârșit în Hristos Isus. Dacă pastorii păstoresc oile lui Isus, atunci responsabilitatea lor de bază este să hrănească sufletele membrilor bisericii din, din Scriptură. Fără hrană, oile slăbesc și mor. Iar fără nutriție regulată, prin învăță, învățare biblică, creștinii ajung la înforme, înfometare spirituală. De asemenea, există o a doua dimensiune a, străduinței, a străduințelor în predicare. Un pastor nu doar că participă în învățare, ci el trebuie să-și protejeze biserica de învățăturile mincinoase. El trebuie să joace atât rolul ofensiv, doctrinar, cât și pe cel defensiv. Animalele de pradă vânează oile. În cum ciobanii pun pe fugă lupii și leii, tot așa prezbiterii trebuie să-i pună pe fugă pe învățătorii fași un pastor veghează asigurându-se că niciun lup, între ghilimele, nu se infiltrează în congregația lui cu învățături false. În același timp, pastorii veghează și să nu aibă loc plecarea nedorită a oilor în altă direcție. Membrii care rătăcesc de la turmă și de la domnul. Aceasta este partea din lucrarea esențială de păstorire. Păstorii hrănesc oile, le păzesc de prădători și le urmăresc. Dumnezeu a venit în persoana lui Sus adunând oile pierdute într-o singură turmă, într-o turmă nouă. Isus a explicat slujirea sa față de vame și păcătoși, comparându-se cu un păstor care a părăsit cele 99 de oi găsite, între ghilimele, pentru a o căuta pe cea pierdută. El s-a denumit bunul păstor, care nu doar că și-a dat viața pentru oi, dar care avea să aducă și alte oi, făcând referire la popoare, nu doar la Israel. Aceasta este imaginea care îi cuprinde pe pastorii bisericii, sau ar trebui să îi cuprindă pe pastorii bisericii. Aceștia slujesc ca păstori sub autoritatea lui Isus, veghind asupra turmelor care au fost mântuite și adunate de către Isus prin Evanghelia lui. Isus le-a spus ucenicilor lui să facă ceea ce el făcuse cu ei de-a lungul celor câțiva ani de, de până atunci, de până, până, până la înălțare. Bunul păstor nu doar că și-a dat viața pentru oile sale, dar, atenție, el a și trăit printre ele și le-a transformat. Isus a făcut ucenici. Oameni care l-au iubit, l-au ascultat și au spus altora despre el. Acum Iisus avea să-și trimită acești ucenici să facă la rândul lor alți ucenici. Apostolii aveau să preia ștafeta de păstora al lui Isus și să cheme mai mulți Ucenicii lui Hristos, se adune în biserici și se i ajute să crească prin învățare. După ce apostolii au înființat acele congregații locale de ucenici, ei, ei au dat mai departe ștafeta păstoririi relaționale, care are ca obiectiv maturizarea bisericii. Acesta este adevărul. Pur și simplu.